mi-am regăsit, sunt Teodora și vă aduc recomandările City pentru astăzi. Între orele 14 și 22, în Grădina Botanică din București, puteți lua parte la cea de-a doua ediție a festivalului de muzică disco intitulat Cabal. Din line-up-ul evenimentului fac parte Ten Snake, cu Loa de Song, iar experiența este completată de un live act susținut de Ellen, Disco Znagov și Andrea Veder. Ten Snake, care s-a retras în Hamburg, transformă și cultivă deep house-ul contemporan universal. Cu Loa de Song își transpune în muzică originile sale sud-africane, creând un sound inedit. De la ora 19 la Ceainăria Arti cântă Diana Tudor și Alexandru Burcă într-un recital intitulat French Swing Jazz Chansonnette Tango. Repertoriul concertului include piese celebre precum La Bohème, Mademoiselle de Paris, Grand Boulevard, dar și piese românești din perioada Micului Paris, precum Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, Cel mai frumos tango din lume sau Ce să fac dacă îmi placi. Tant de choses à voir, on n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. De la ora 20 la Centrul Cultural Casa Artelor are loc un concert extraordinar de muzică sinfonică, avându-l ca dirijor pe Jin Wang. Concertul se desfășoară în ultima zi a festivalului Mozartissimo, iar din program fac parte Orchestra Sinfonică din București și Corul Acustic. Festivalul se adresează tuturor bucureștenilor iubitori ai muzicii clasice, dar mai ales ai muzicii lui Mozart. Acestea au fost recomandările City. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!